Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor parohiei Duminica tuturor sfinților din cartierul Subcetate al municipiului Bistrița. Ierarhul a sfințit iconostasul bisericii și a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, înalt preasfinția sa a vorbit despre importanța Sfintei Euharistii. În această sărbătoare plină de lumina învierii Domnului Iisus Hristos, când avem bucuria de a fi împreună, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa, pe Dumnezeu Tatăl. Îl vedem pe Fiul cel înviat, iar pe Fiul cel înviat îl vedem în Sfânta Euharistie. L-ați auzit pe Sfântul Ioan, sublinind un adevăr. Pe Dumnezeu Tatăl nimeni nu l-a văzut vreodată. Cine l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu Tatăl? Fiul. Fiul cel înviat din morți l-a făcut cunoscut. În Duminica Învierii, primele care l-au văzut pe Fiul înviat din morți au fost femeile mironosițe. Cărora Domnul i-a zis, bucurați-vă, pentru că bucuria întâlnirii cu Dumnezeu e imensă. Este o tradiție ca în a doua zi a Sfintelor Paște, înalt preasfințitul părinte Andrei să fie prezent în mijlocul credincioșilor din municipiul Bistrița. Ne-ați obișnuit și bine ați făcut ca a doua zi de praznic întotdeauna să fiți la Bistrița și că ați ales să veniți astăzi în cel mai tânăr cartier al municipiului, unde părintele Viorel, iată, se trudește, unde biserica parcă se pregătește să-și pună voalul de mireasă, pregătindu-se pentru târnosirea ei. Am citit cu multă luare aminte cuvântul înalt preasfinției voastre ieri în ziua de mare praznic. Și o realitate este într-adevăr, cum a spus, că dacă veșnicia s-a născut la sat, iată, un sfert din populația județului Bistrița s-a strămutat la oraș și au venit și cu această veșnicie și cu toate obiceiurile bune în bisericile noastre din municipiul Bistrița. Pentru întreaga activitate desfășurată în parohie, ierarhul a hirotesit iconom pe părintele paroh. De asemenea, binefăcători au primit acte de cinstire. În urmă cu 15 ani, pe acest loc pe care ne aflăm, era o pășune a necuvântătoarelor vite și oi. Astăzi, pășunea necuvântătoarelor a devenit o pășune duhovnicească. Biserica care cheamă credincioșii ei la mântuire. Parohia noastră, deși una mică, este asemenea seminței de muștar, cea mai mică dintre toate semințele, dar care crescând a dat naștere unui pom mare unde păsările cerului găsesc adăpost. La umbra și la răcoarea bisericii, credincioșii noștri află drumul spre mântuire și se adapă din izvorul cel nesecat al Sfintelor Taine. Construcția bisericii parohiale a început în anul 2004, în prezent efectuându-se lucrări de pictură.